Această rubrică vă este oferită de Sanador. Cancerul pulmonar este boala cu cea mai ridicată rată de mortalitate pe plan mondial, comparativ cu ratele de deces din cauza celorlalte tipuri de cancer. Radioterapia ocupă un rol important în tratament. E bine, care sunt pașii în tratarea cancerului pulmonar, ne spune doctorul Matei Bâră, medic specialist în radioterapie, șeful departamentului de radioterapie din cadrul Centrului Oncologic al unui important spital din București. Bună dimineața, bine ați venit la Digi Matinal. Bună dimineața. Pentru început, ne interesează cum se realizează tratamentul pentru acest tip de cancer. Deci, pentru fiecare pacient se va decide tratamentul în funcție de stadiul bolii, de statusul clinico-biologic. Aceste lucruri se discută în comisia oncologică și în funcție de toate criteriile, de toate investigațiile imagistice și de restul comorbidităților, se alege secvența optimă de tratament pentru fiecare pacient în parte. Dacă vorbim de un stadiu incipient, stadiu 1 sau stadiu 2, de cele mai multe ori intervenția chirurgicală este primul tratament efectuat. În cazul în care se contraindică intervenția chirurgicală, se poate avea în vedere radioterapia, de cele mai multe ori stereotaxică pe acea formațiune tumorală. În cazul în care avem o formațiune tumorală locală avansată, de cele mai multe ori tratamentul e mai complex, cuprinde și chimioterapia urmată de radioterapie sau intervenție chirurgicală de la caz. În situațiile unui cancer metastatic, atunci tratamentul sistemic este principal și radioterapia sau intervenția chirurgicală se poate efectua în anumite situații foarte bine definite, doar pentru scop paliativ. Că tot vorbeați despre radioterapie, ce rol joacă acest tip de tratament și ce tipuri de radioterapie sunt recomandate în cancerul pulmonar? Deci, ca și rol, avem două tipuri de roluri în tratamentul multimodal. Avem, când vorbim de tratament curativ, adică o reducere a formațiunii tumorale sau ablației ei prin radioterapie și un control cât mai bun local, sau rolul paliativ când avem o formațiune tumorală de mari dimensiuni care comprimă arterele sau venele pulmonare sau trahea sau carena. Și atunci vorbim de o radioterapie paliativă în scop de a crește calitatea vieții sau în cazul anumitor metastaze. Ca și tipuri de radioterapie, când vorbim de tumorile care nu sunt operabile, vorbim de o radioterapie cu scop definitiv, adică nu se mai intervine după aceea, și controlul local prin radioterapie plus celelalte tratamente care trebuie efectuate sistemice ajută la un control foarte bun local. Dacă se poate interveni chirurgical, atunci putem, în anumite situații, putem efectua radioterapie postoperatorie. Și în cealaltă ultima variantă de radioterapie este cea în scop paliativ, în care, cum am zis, putem să ajutăm să creștem calitatea vieții pacientului. Domnule doctor, cam de la ce vârstă apare acest tip de cancer? Depinde foarte mult de tipul histopatologic, pentru că avem două mari categorii de cancere pulmonare, cancerul cu celulă mare și cancerul fără celulă mare, de obicei cam de la 50 de ani încolo, statistic vorbind. Dar poate să fie și pacienți de 30 de ani și 20 de ani, adică vârsta nu este, zicem, factorul cel mai important. Înțelegem că începe să se manifeste atunci când există deja un cancer de tip avansat? Da și nu. Depinde foarte mult de localizare. Poate să fie și o tumoră foarte mică care să fie diagnosticată dacă, de exemplu, pacientul prezintă hemoptizie, sau poate să fie diagnosticat nu prin formațiunea tumorală primară, poate să fie diagnosticat prin, de exemplu, o durere la nivelul șoldului, ajunge la medicul de familie, medicul de familie trimite pe pacient la ortoped și se diagnostichează direct cu un stadiu metastatic printr-o metastază osoasă care poate să fie simptomatică. Iar tumora pulmonară primară, adică formațiunea primară de unde a plecat totul, să nu dea niciun simptom. Care sunt factorii de risc pentru cei care nu au fumat niciodată și, iată, fac acest tip de cancer? Pacienții care nu fumează au un risc
un risc un pic mai mic de apariția cancerului pulmonar, dar este un tip histopatologic, cancerul cu cele mici, care nu are ca și factor de risc fumatul. Și sunt mulți pacienți din acea categorie care ne spun la consultație că nu au fumat deloc și se întreabă totuși de ce a apărut cancerul pulmonar. Dar aici, la factor de risc, mai avem și bolile profesionale, care și ele contribuie la apariția unui cancer pulmonar sau sechelele TBC, care la fel în ani, adică vorbim de 10-15 ani după o sechelă, după o infecție TBC, care poate să fie diagnosticată sau nu, poate să ajute la apariția unui cancer. Domnule doctor Matei Bărea, vă mulțumesc foarte mult pentru aceste informații. Cu plăcere. Această rubrică v-a fost oferită de Sanador.